Bună ziua, dragilor! Astăzi o să vă fac un micuț video, pentru că mai toată lumea a cerut, despre instalarea invertorului IGRIDEZ-V2, o schiță, o schemă 3D, dacă s-ar putea, dacă am avea. Și atunci Ștefan, fiul meu, v-a făcut o schemă 3D. Iar în seara asta o să povestim puțin despre ea, să vedem dacă puteți înțelege mai bine ce aveți dumneavoastră nevoie. Da? Deci, acum o să ieșim puțin din casă ca să vedem despre ce vorbim aici. După cum vedeți, cam așa arată proiectul conceput de Ștefan. Din schiță o să vedeți că dumneavoastră aveți acolo 20 sau 22 de panouri, da? După caz. De ce nu am vrut să facem noi schițe, scheme? Domnule, în general, sistemul trebuie adaptat după buzunarul și acoperișul fiecăruia, da? Dar din schema care o avem aici, avem 22 de panouri. Se presupune că sunt panouri de 37 sau 38 de volți, 250, 255, 260 de wați ele se pot găsi, da? Bun, și acum dacă tot ați observat cam cum arată panourile, vedeți dumneavoastră, avem două serii, câte 11 panouri pe acoperiș, da? Și se vede acolo și împământarea la acoperiș, da? Se poate vedea în dreapta acolo, o vedeți? Ea, în general, trebuie conectată pe barele care susțin panourile și interconectate barele între ele, da? După care merge la pământ. Deci, cam așa ar arăta panourile. Acum să mergem să vedem împământarea la pământ. Foarte priză la pământ, da? Împământarea la pământ, îmi cer scuze. Deci, cam asta ar fi pentru panouri, o bornă de undeva la 3 metri lungime, bătută bine și făcută priză de pământ pentru panouri separată. Atenție aici, domnilor electricieni, care mă ia pe mine cu normativa I7 din 2014, din dracu s-o ia. Vă rog frumos să vă abțineți. Invertoarele astea nu permit conectarea la aceeași împământare cu casa, da? Deci trebuie atenție, împământare separată pentru panouri, împământare separată pentru unitatea dumneavoastră de consum, respectiv tabloul de siguranțe. Cerința este a fabricantului. Voi o să spuneți că voi lucrați după normativa din România. Dacă lucrați după normativa din România, cumpărați-vă invertoare românești. Nu prea e posibil. Da? Deci dacă instalați un invertor made in China, trebuie să respectați cerințele fabricantului. Nu mă interesează unde ai făcut tu facultatea de inginerie. Deci fiecare produs, citim fișa tehnică, iar acolo veți găsi că nu acceptă aceeași împământare. Invertorul nu are conexiuni la împământare cu panourile. Da? Deci, împământare separată pentru casă, împământare separată pentru panouri. Bun. Haideți să intrăm puțin înăuntru să vedem instalația noastră. Și aici vom merge prima dată către baterii, să povestim despre baterii. Bateriile, după cum puteți vedea, am pus acolo 48 de volți, deci avem 4 baterii în serie de 12 volți, da?
Deci sus avem o serii, jos puteți vedea a doua serii, da? Plus minus, plus minus, se poate vedea, sunt conectate în serii, da? Este foarte interesant subiectul despre baterii, pentru că aud extraordinar de multe baliverne. Tot felul de electricieni din România și super experți și super... Ei nu pun siguranță pe baterii, ei pun siguranță pe invertor. Mă, băieți, siguranță pe invertor nici nu ai nevoie să pui, pentru că vine prevăzut din fabrică. Tu dacă pui siguranță, pui pe baterii, da? De-aia să și Audi, siguranță la baterii. Deci, ca să fim bine înțeleși, invertorul fiind de 5 kW, ai putea să pui o siguranță logic de 120 de amperi, dar nu te va proteja. Avem extraordinar de multe invertoare arse în România pe partea de baterii. De ce? Pentru că au tras precum cretinii și au băgat bateriile în scurt circuit și au ars placa de bază a invertorului. Da? MOSFET-ii interne invertorului au rămas deschiși când a intrat bateriile în scurt și s-au comportat ca un fel de rezistență. Da? Și cam asta e rezultatul întotdeauna. Placa de bază arsă. Haideți să vedem. În ce caz pun eu siguranța după puterea invertorului? Și acolo este un mic adevăr. Dar atenție, vom da exemplu aici, din câte vedeți dumneavoastră, avem 250 de amperi pe banc, două bancuri de baterie, avem 500 de amperi, da? Ținem cont că întotdeauna, dar întotdeauna, noi la bateriile plumb nu putem extrage mai mult de 10% din capacitatea lor. Pe oră, vă spune ceva, uitați acolo. 250 amperi oră, da? Așa o să găsesc scris pe bateriile tale. Dom'le, nu vă jucați cu focul, pentru că este investiția voastră și o să ardeți invertoarele, da? Avem câteva exemple pe grup cu invertoarele arse și nu știu de ce. Două invertoare GK arse pe baterii lithium-ion, deci pe Pylon Tech, și un invertor AgriDSB2 ars pe baterii de plumb. Deci nu este de glumă și nici de joacă. De aceea eu vă spun așa. Dacă în cazul nostru, vedeți, avem două serii, cât e 250 de amperi, da? Deci, în momentul în care conectăm cele două serii în paralel, vom obține 500 de amperi, 48 V, 500 de amperi, da? 10% din 500 de amperi, cât este? 50 de amperi. Atât vom seta încărcarea din invertor, da? Deci vom seta invertorul să încarce bateriile noastre cu maxim 50 de amperi. Și cu cât putem descărca? Tot cu 10%, da? Bun. 10% din aia 500 de amperi sunt 50 de amperi. Deci vom putea descărca bateriile alea cu 50 de amperi pe oră. Pe oră, dragii mei. De cât punem siguranța în cazul ăsta? De 50 de amperi, hai să zic că te duci cu 10 mai sus, 60, dar nu faceți prostii, pentru că de asta veți distruge bateriile și veți arde invertorul. Vă rog frumos să mă credeți. Uitați, în schemă se vede, am 500 de amperi, am protejat printr-o siguranță de 50 de amperi. Haideți să vedem ce înseamnă aia 50 de amperi descărcare pe oră. Veți face în felul următor: 50 de mulțit cu sistemul nostru 48 V, și atunci rezultă că eu pot extrage din bateriile alea cu 2 kW 400. 2 kW 400.
Ce putem face cu bateriile cu 2 kW 400? Păi domnule, eu zic că e destul de ok. Gândește că poți chiar și să speli rufii noaptea cu bateriile la putere 2 kW 400, poți spăla rufii. Normal, nu o să facem așa ceva, da? Deci nu o să spălăm rufii noaptea, dar atenție, dacă putem descărca cu 2 kW 400 pe oră, înseamnă că pot da energie către frigider, pe timp de noapte, becuri, televizoare și micuții chestii cam ce aveți voi în casă, da? Nu poți găti, pentru că dacă ai o ceramică, o vitroceramică care consumă 3 kW, atenție, tu ai o putere de extragere de 2 kW 400 pe oră. Deci poți găti pe alea 500 de amperi? Nu prea. Vrei să gătești? Da. Mai pui încă un banc de 100 de amperi minim, da? Și urci de la 2 kW 400, urci la 2 kW 840 sau ceva de genul. Deci atunci ai o descărcare de aproape 3 kW. Vrei mai să faci mai mult în noaptea? Mai pui baterii. Terminați-vă cu prostiile și puneți siguranțele după bateriile dumneavoastră care le aveți. Hai să vedem. Vreau să pun o siguranță de 120 de amperi, că sunt cele mai renumite siguranțe în România, că voi altceva nu știți să folosiți. Și vorbim aici de siguranță de 120 de amperi. Să ne fie clar, siguranță de 120 de amperi aici ca să pui, aici, între baterii și invertor. Dacă ai baterii pe plumb, ea va trebui să fie bateria de 1200 de amperi, ca să pui siguranță de 120 de amperi. Iar atunci nu vă la ce o mai pui, că oricum are invertorul siguranță în ea. Da? Vine invertorul cu siguranță în interior. Deci, dacă ai piste 1000 de amperi, poți nici să nu-i mai pui siguranță. Dar cei care aveți 100, 200, 300, 400 de amperi, puneți siguranță după amperajul care îl aveți. De ce? Protejați bateriile, iar dacă protejați bateriile, protejați invertorul. Pentru că el va face treaba. Iar dacă sare, de ce sare? Ca să te anunțe că ai sărit calul. Da? Deci, când sare siguranța, nu scoți siguranța. Mai cumperi baterii și pui o siguranță mai mare. Da? Sper că ne-am înțeles asta vis-a-vis de domnii electricieni. Că se pare că sunt unii care cred că au moștenit totul. Știi? Dar nu-i chiar așa. Bun, hai să mergem mai departe. Și să vedem. Deci, vedeți dumneavoastră, de la baterie am mers în două busbaruri, da? Din astea două busbaruri am mers în siguranță, da? De 50 de amperi. Din siguranță am mers la invertor, da? Hai să vedem dacă reușim să dăm imaginea mai în dreapta. Așa. Și să mergem către panoul de siguranțe. Să vedem cum echipăm panoul nostru de siguranțe, da? După cum vedeți dumneavoastră, în panoul nostru avem aici două CPD-uri. Unul este pentru panouri, iar celălalt este pentru AC-in, da? Surge Power Diverter. Astea te vor proteja de fulgere. Fulgerul, dacă dă în panourile tale, ăsta, în teorie, ar trebui să scurgă la pământ. De ce? Pentru că vine negativul, pozitivul, de la panourile dumneavoastră, iar el este conectat la împământare. Deci la împământarea care v-am zis să o faceți separată. Da? Iar de aici, având în vedere că eu am două serii, câte 10 amperi pe casă, vedeți că am pus o siguranță de 20 de amperi DC, da? Deci,
panourile mele vin conectate la surge power diverter. Din surge power diverter intră faza, da? Intră pozitivul în siguranța mea și de aici se duc mai departe la invertor. Da? Vedeți aici. Pe urmă la AC in. Vedeți dumneavoastră, la fel. Vine din rețeaua națională, intră în panou, intră în surge power diverter, de acolo intră în protecția asta care am pus-o aici. La fel, când tensiunea este prea joasă, asta întrerupe, când tensiunea este mai mare decât am setat-o, ea la fel întrerupe, da? Pentru eventuale fluctuații de tensiune, că știm că în România sunt renumite. Deci avem un surge power diverter, mai avem o protecție aici la tensiune, pe urmă mergem într-un întrerupător și de aici se duce în invertor, da? Care se duce în invertor. Ia să ne uităm aici. Vedeți dumneavoastră? Avem switch pe panouri, switch pe AC in, switch pe AC out, da? Bine, în cazul nostru nu mai avem switch pe AC out, dar nu e nicio problemă, pentru că de aici, la AC out, după cum puteți vedea, se duce în panoul dumneavoastră, unitatea dumneavoastră de consum. Acolo aveți siguranțe pentru casă. Din câte vedeți, schema este destul de simplă. Nu ar trebui să aveți probleme ca să o înțelegeți. Ea este valabilă pentru toate invertoarele cu funcția de battery less. Deci, vă rog frumos să înțelegeți împământarea. Nu vă luați după legile la oamenii ăștia, că a fi electrician nu înseamnă că ești bazat și dotat în sisteme fotovoltaice. Dacă fabricantul zice că nu poți conecta împământarea la panouri, la împământarea casei, nu o fă. Pentru protecția celor dragi, te sfătui să faci o împământare separată. Deci, atenție, distanța între împământarea de la panouri și împământarea casei trebuie să fie de minim 10 metri liniari. Da? Nu știu, sper că am explicat cât am putut eu de bine. Sper că voi să înțelegeți. Aveți și schema asta pe care o să o găsiți și pe grupul de instalații fotovoltaice de EY. Este o schemă 3D. O puteți vedea acolo și folosi, da? Cei care sunteți deja pe grup aveți acces la ea, cei care nu sunteți pe grup vă puteți înscrie pe grupul de instalații fotovoltaice DIY și acolo o să vă ajutăm să înțelegeți cum funcționează invertoarele astea și să vă puteți face voi cu mâna voastră un sistem fotovoltaic de 5, 10, 15 kW după cum vă ține punga. Dar, cum vă zic, protejați bateriile, protejați panoul, protejați invertorul, da? Nu vă jucați. Într-adevăr, toate adunate la un loc costă un pic de bani, dar asta este situația. Vedeți și dumneavoastră, prețul la energie se scumpește pe zi ce trece, sunt într-adevăr o soluție extraordinară. Marea majoritate care au cumpărat invertoarele astea se bucură din plin de ele. Și am să vă zic așa, este un invertor hibrid, poate funcționa cu baterii, fără baterii, poate injecta în rețea, dar nu, pe noi, marea majoritate, nu ne interesează. Au o grafică extraordinară, poți vedea ce ai produs anul trecut, cât ai produs azi, cât ai produs luna trecută,
rămâne totul înregistrat. Toată lumea care și-a luat invertorul ăsta a început să facă economii. Cu baterii sau fără baterii. Deci dacă nu ai bani de baterii, pentru că într-adevăr sunt scumpi, și iarăși încă o chestie, dacă nu-ți permiți, mai bine stai fără. Da? Deci ăsta este sfatul meu pentru unii care cred că pun 100 de amperi și poate să facă orice. Nu. 10%, da? Pe urmă, cei care n-au folosit, n-au legat baterii, tot ce consumă ziua e gratis. Ce consumă noaptea, plătesc. Dar pe timp de zi, crede-mă că e foarte important. De ce? Pentru că sper rufiul, sâlci rufii, dai cu aspiratorul, faci mâncare, cam tot ce trece pe minte și iei curentul direct din panouri, că ăsta așa lucrează. Ia curentul din panouri, are o autogestionare extraordinară, nimeni nu s-a plâns de el și grovatul este foarte bun, a venit din urmă cu modele, dar nu știu exact cum să numesc. În schimbare sunt off-grid, au un soft dirahat de asta. Domnule, până acum cel mai bine cotat pe piață, vă rog frumos căutați și voi online și puneți acolo pe eBay sau pe YouTube sau eu știu unde și căutați topul celor mai bine invertoare vândute anul ăsta și anul trecut și anul care vine, eu vă garantez că tot astea vor fi, pentru că sunt minunate. Am avut discuții nenumărate cu indivizi care folosesc sisteme învechite, din punctul meu de vedere, deci cu o tehnologie înapoiată, dumnealor trăgând curentul din baterii. Acum, ca să protejez și cât de cât bateriile, au mai adăugat lângă invertorul respectiv alt invertor cu funcții de damp plug. A pus panouri pe primul invertor, panouri pe al doilea, primul invertor care este off-grid încarcă bateriile pe timp de zi, al doilea dă curent din alte panouri pe timp de zi, când nu mai are producții din panouri respectiv, sare automat de pe unul pe altul, nu o să le dăm numiri la invertoarele alea, dar dumneavoastră le știți, da? Deci, cam asta am vrut eu să vă prezint în seara asta, pentru că toată lumea mi-a cerut o schemă 3D, am să ies puțin din casă să mai vedeți încă o dată, deci cam așa arată instalația. Aici aveți 10 panouri pe serie, 2 serii conectate în paralel, da? Cu diodă de sens pe plusul la fiecare serie, de acolo mergeți într-o cutie unde le conectați în paralel ca să faceți și un pic de economie la cabluri, coborâți doar cu două cabluri în jos și vă faceți treaba la interior după cum prevede schița. Sper să nu vă apucați să înjurați proiectantul, că proiectantul are doar 16 anișori și lucrează în serviciul vostru gratis, că am mai văzut comentarii din astea de genul la adresa lui și țin să spun că nu știu dacă merităm, că v-am ajutat să înțelegeți sistemele astea, cum funcționează și cei care le-au achiziționat și le folosesc sunt foarte mulțumiți, da? Cei care credeți în tehnologia pe baterii, nu vă sfătuiesc să vă uitați la niciun video de-a meu și să vă vedeți de viața voastră. Bun, dragilor, deci aici este schița 3D, o aveți, aici v-am prezentat-o eu în video ăsta pe YouTube, dar vă aduc aminte că vă puteți conecta pe grupul nostru de Facebook și acolo puteți downloada și programul și vă puteți voi ghida ca să vă faceți sistemele, da? Fotovoltaice de care aveți nevoie. Eu mi-am instalat pe 5 august în România, am devenit deja total off-grid,
cu 32 de panouri, cu două invertoare și 600 de amperi din baterii. Se simte minunat, timp de 3 săptămâni n-am mai consumat nici măcar un watt de la colegii noștri de la Enel. Și de acum încolo urmează să o mai dimensionăm. Iar când spun dimensionat, domnule, nu cred că am să am nevoie de al treilea invertor, adică să-l conectez în paralel, pentru că eu am trei, am conectat doar două. Al treilea pur și simplu l-am cumpărat just in case, da? Nu știu dacă am să am nevoie, dar cu siguranță panouri voi mai pune măcar încă pe atâta. Deci dacă am 32 de panouri, garantat mai pun minim încă 30 de panouri. Și aici o să ziceți că am nebunit, dar eu vă spun că nu. Văd că multă lume nu recomandă decât două serii Timidi și așa mai departe. Nu, eu vă recomand cât de multe serii. De ce? Pentru că seriile alea de panouri vor fi rețeaua dumneavoastră. Da? Eu am să pun pe toate punctele cardinale. Da? Mulți o să zică că sunt nebun. Eu le spun în felul următor, că nu contează pe... Dom'le, tu vei pune două serii pe un invertor, da? Care vor avea orientarea cât mai bună către soare. Dar noi supradimensionăm, de ce? Pentru că vin zile nourate, vin zile cu zăpezi, vin zile și noi avem nevoie de energie și în zilele respective. Întrebarea mea către voi este în felul următor. Într-o zi nourată, dacă tu ai panouri puse pe toate punctele cardinale, care îți vor da mai bine? Niciunul. Toate vor da la fel. De ce? Pentru că în ziua aia nu ai soare, este foarte nourat, plouă sau ninge. Iar atunci te va salva doar numărul panourilor, da? Pentru mine mi se pare extraordinar prețul panourilor. E a devenit foarte accesibil și mi se pare extraordinar să investesc în panouri. Când vorbim de baterie, acolo deja situația este un pic mai ginga și mai delicată și pe toți vă sfătuiesc să fiți cu mare băgare de seamă. Sunteți utilizator de litium ion, utilizator de litium fer fosfat, LiPo4, atenție foarte mare, vedem pe la televizor în fiecare zi mai ia foc câte un autobuz, câte asta, fiecare cu, depinde cât îl ține punga, cum am mai zis. În schimb, amperii sunt amperi, atât pe plumb cât și pe litium și pe fer fosfat. Dacă dumneavoastră doriți să puneți litium ion sau fer fosfat, foarte bine. Și acolo, atenție, eu nu aș merge pe mai mult de 20% încărcare și descărcare. De ce? Pentru că la 20% încărcare, dumneata în 4-5 ore ai încărcat bateriile alea. La baterii pe plumb se schimbă, ai nevoie de 8 sau 10 ore de încărcare. La litium-ion fer-fosfat, 4-5 ore de ai încărcat. Bine, încărcare de la 0% la 100%. Dar vă dați seama, dumneavoastră veți încărca de fapt în baterii ce ați descărcat cu o noapte anterioară, deci nu este cazul să te gândești că îți va lua chiar 4 sau 5 ore, poate în 30 de minute, o oră le-ai încărcate, la fel și bateriile pe plumb. Eu în România am observat de la 6 dimineața până la ora 9-9 jumate, bateriile mele erau încărcate, da? Deci punea înapoi de la 6 la 9, în 3 ore 6-7 kW, dar aici depinde și de puterea de încărcare. Dacă ai 100 de amperi, vei încărca cu 10. Eu la 600 de amperi încărcam cu 60 de amperi pe oră și atunci vă dați seama că bancul fiind mai mare, încarci cu o putere mai mare. Așa că și dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, iarăși o să vă întrebați de ce nu vorbesc mai mult despre litium-ion și fer-fosfat și o să... Dom'le, în primul rând vorbesc de bateriile de plumb pentru că mai toată lumea în România cumpără din astea, sunt mai accesibile ca și preț și acum la sistemele astea, astea le protejează bateriile, chiar se merită să pui, din punctul meu de vedere, la invertoarele astea poți să pui orice tip de baterii. De ce? Pentru că el este educat
pe timp de zi să-ți dea curentul din panouri și doar noaptea din baterie. Și atunci bateriile tale automat și-au triplat durata de viață, mă refer la bateriile pe plumb. Litium-ion, fer fosfat, la fel. V-am zis, litium-ion nu le pot recomanda pentru că din punctul meu de vedere sunt instabile și periculoase, iar ferul fosfat iarăși este o baterie relativ tânără, fără istorie pe piață și peste vreo 50 ani o să mai vorbim despre ele, da? Bun, mulțumim și o seară cât mai bună, la revedere!